Eu i-am cerut un singur lucru domnului Ciucă, să nu se mai ascunde după Cireș cu colegii săi, nu el, ci colegii de la Comisia Juridică, și să-mi trimită, așa cum trebuie, punctul de vedere pentru dosarul Ștefan Stoica. Nu ne jucăm, că am auzit noi că nu știu cum. Deciziile curții sunt executabile, punct.